Petrecerea de sâmbătă seara era întoi, dar nu și pentru doamna Dana, căci același subiect care nu-i dă pace de vreme bună îi monopoliza din nou toate gândurile. Ați zis că vă retrageți, doamna Dana? Nu, cum o să-l văd cu asta tot timpul în brațe? Dacă și tot timpul? Dacă să puteți vedeți că o să fie bine, trebuie să vă retrageți. Eu știu! Tu nu te uiți în urmă și în spate lângă cine trăiești și pe cine pupi și pe cine ții în brațe? Treci și peste aia, treci și peste aia, treci, scalci așa pe suflet și pe demnitatea ta de bărbat. În loc să urci, tu cobori în jos. Când o văd pe ea că ea trece pe lângă mine și e fericită și eu sunt cu sufletul strivit, cum vi se pare vouă? Ia spuneți-mi și mie. Dar ea ce să facă? Să retragă, frate, e bolnavă mental. Când vede atâtea lucruri. Și la încercare, exact. Dacă faceți păi ea cu mine face ambiții, păi ieșim afară. Ieșim afară. Ieșim afară dacă ne punem ambiții. Să vezi ambiții. În bucătărie se duceau lupte grele de convingere între Alina și Sabrina pe de o parte și doamna Dana de partea cealaltă. Dar nici pe terasă situația nu era prea roz. Eu sunt responsabil pentru tot ce stau cu tine. Dar cum adică că ești responsabil? Că nu mai vorbește familia cu ea, că etichete, că imagine. Dar acum chiar nici n-am văzut-o când o cum ai, te rog, de pe ce mă alungi? Pentru că ești rece tot. Dar stau cu tine. Tu nu ce să fac? Nimic, nu ai ce să lași. Dacă m-am încetat cu mama, am venit în face să vin în brațele tale. Tu ești o bagaboantă care mi-a luat mințile și imediat s-ar pe mine. Deci nu mai suport, nu mai pot, nu mai rezist în casa asta. Dacă închei relația, tot rămâne. Dacă închei relația, tot ce am făcut până acum e degeaba. Să rezisti tu lucrul ăsta. Eu sunt problema. Bun, tu ești problema. Eu sunt problema că m-am îndrăgostit. Stop un pic, vreau și o să vorbesc. Tu ești problema, da? Te eliminăm pe tine. Mă despart de tine, pa la revedere. Te-ai dus acasă, ieși din emisiune, s-a terminat. Cum pot eu să mă întorc la familia care m-a constrâns și m-a forțat și m-a amenințat că nu mai am familie, că nu mai am nimic, dacă nu fac și nu... Ai pus punct. Păi am pus te punct. Te uită. Păi am pus punct, dar cum pot să uit? Te uită. Păi cum? Eu cum sunt până în secundă. Da? Mâine gata, totul e roz, eu uit tot ce s-a zis, tot ce mi s-a făcut, tot ce s-a întâmplat. Da, pentru că o să zic că gata, ți-ai revenit, ești tu care ai fost și da. Uite că nu se întâmplă asta. Înțelegi? Pentru că eu forma asta de control nu suport. Discuția celor doi se muta în dormitor, dar pe fondul acelora și incertitudini și contradicții. Dacă tu consideri că nu ești sigur, adică nu ești convins de sentimentele mele vis-a-vis de tine, te rog, spune. Vezi, asta ți-am spus eu de la început ție, că nu ai cum să mă iubești de la început fără să mă cunoști. Deci tu nu mă cunoști, frate. Nu crezi că ar fi fost mai ușor pentru mine, uite, de exemplu, cum zici tu, că hai că dacă sunt mai fericit fără tine, să ne despărțim. Ai zis asta, da? Nu mi-ar fi fost mai ușor, mă despart de tine, dacă oricum nu sunt sigur de ce simți tu față de mine. Nu mi-era mai ușor, mă despărțeam de tine, mi-era bine cu familia mea, totul era roz. Nu mi-era mai ușor? Și nu îți ridici un semn de întrebare de ce nu se întâmplă asta? Mă, da, ridic. O dai un pic așa că n-ai cum să iubești un om că nu-l cunosc. Nu, te iubesc pe tine. Nu te cunosc încă, dar păi te, da, dar eu te iubesc nu știu, pe tine. Nu știu, pentru mine e ciudat. Mie nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta, ți-am zis. Ok, nu ce ți s-a întâmplat, dar nu, să justific, nu judeca sentimentele mele ce simt eu, pentru că eu știu când iubesc, cum mă comport. Nu ești prima femeie. Dar ți-am zis, nu poți să te pedepsesc pe tine pentru acțiunile altor fete. De-aia sunt aici, de-aia lupt. Nu mai zic că nu. Păi da, dar o simt. Nu mai zic că mă iubești. Tu o simți? Dar nu mai o zi. Simți? Dar nu mai zi dacă nu simți. Tu simți? Eu simt. Ok, am terminat. Și dacă tot spunea că luptă, iată că Leo începea din nou lupta opiniilor și convingerilor cu mama lui. Ți-ai înjosit familia în ultimul hal. Cu ce? Cu vorbele. Cu cuvintele. Cu ce cuvinte? Că nu te interesează familia, te interesează doar tu. Când la o să decizie. Spun eu lucrul ăsta, afară, că nu mă interesezi tu, mă interesezi eu și Ruxy, ai să vezi cum o să fie. Păi acum mă ameninți. Eu te întreb, tu afară o să poți să trăiești cu ea și fără familie? Fă abstracție, trăiești și singur. Deci tu mai nebunii cu abstracție. Păi da, dai vina pe ea, aici? Tu imediat o aduci pe ea în discuții. Păi dacă de la ea pleacă tot? Păi nu pleacă nimic, pleacă
ea și să vezi ce fericiți o să fim cu toții. Mă despart de ea acum, așa? Da? Asta înseamnă că șterge cu buretele tot ce mi-ai făcut în emisiune și ce mi-ai zis? Da, bineînțeles. Niciodată. Adică ruptura asta între noi nu se mai strânge, nu mai coși înapoi, nu mai e cum. Ce? Ruptura asta dintre noi, că mi-ai spus că nu mai am familie, camerele, să se audă că nu mai am familie, măcar, că nu mai am nimic, că afaceri... Dacă continui cu ea, da. Dacă rămâi cu ea. Pe asta înseamnă cum o condiționezi și poate să se întâmple cu oricine altcineva. Nu. Dorința mea în momentul de față. E unica persoană din lume care mă poate afecta, unica. Nu cred că mai poate să existe ceva mai okay decât atât. Dorința mea când ieșim afară de aici e să mă mut singur, să fac afacerea mea și să nu avem asta relații. Asta mă interesează pe mine. Spun ce-mi doresc. Relația dintre noi doi. Asta mă interesează. Rămâne la fel. Identic. Că nu o să mă mai bași cu un seamă, nu ține de mine. Ce ține de mine, ți-am zis, eu gata, vă vreau. Gata, nu mai spălăm aici nimic. Cum se va termina această luptă a orgolilor și cine va ieși învingător? Mama, fiul sau nora? Rămâne de văzut. Ai avut și tu de-a treabă la petrecere? Nici n-am știut că a fost petrecere. Drumuri. De asta zic, cum să te mai focusezi, cum să mai focusați voi pe ce simțiți, pe iubire, pe fluturi în stomac, când sunteți aici, în... Focuri. În focuri, da? Mm? Pur și simplu, altceva ce să facem? Ce e de făcut aici? Cum ar fi fost afară dacă ar fi fost o situație la fel? N-avem nouă, să știm, nu suntem afară, nu pot să-mi imaginez. Pot să văd doar situația care se întâmplă, aici, în casă. Crezi că sora ta, scuze, și tatăl tău s-au supărat? Da, clar, bineînțeles. Au aceeași opinie ca și mama. Păi și cum? Cum te o să descurci tu cu situația asta? Că nu e o situație confortabilă. De față. Păi Leo, în viață trebuie să... Să fim spontani. Te gândești, adică întâmplă, emisiunea asta, da, e despre căsătorie. Tu ai spus că nu te căsătorești aici, dar chiar și dacă nu te căsătorești aici, ești cu o femeie de mână, cumva trebuie să porniți de undeva. O să vedem în momentul acela. Degeaba fac un plan acum și mâine se poate schimba situația de asta. Planurile făcute acasă nu prea să mai potrivesc. Păi da, da, uite, asta clar, că și ea a intrat cu niște reguli aici și nu mai... Asta este. Să dăm materialul ăla de prezentare când spuneai cum să nu fie. Aș ruga. Poftim? Aș ruga eu să fac asta. Da, nu trebuie, că știe și el ce a spus, nu e. Da, da, mi-aduc aminte, foarte bine. Păi a avut grijă doamna să-i ștergă tot din memorie. Doamna Dana, vă reamintesc că doamna, așa cum îi spuneți dumneavoastră Norei, v-a fost prietenă. Niciodată. E, nu. Prietenă. Niciodată prietenă. Bine. Am trăit în casă, am discutat, prietenă. Apropiată, cum să spuneți, prietenă? Apropiată, nu erați păi toată nu ziua pe aici? N-ați simțit prietenă și voi la fel? Am discutat și cu Alina și cu Sabrina și cu toate fetele din casă. Nu suntem prieteni, cu nimeni nu sunt prietenă de aici. Cu absolut nimeni. Nici cu Giovanna? Ce sunt aici? Da, am spus că la petrecere vă fupăi sunt. Da. Da. Chiar da, și cu Giovanna. De la un timp. Vedeți? E ceva diferit. Cu Giovanna, și cu Giovanna ați fost la un moment dat în război. Da. Acum sunteți cu Nora. Cine știe peste săptămână? Niciodată nu se va sfârși acest război. Mai rău da, dar mai bine. Da, ați spus că vă retrageți. Ce s-a întâmplat? Nu se cunoaște. Și? V-ați stat două zile și gata? Da, ați revenit pe poziții? Ce se întâmplă? Da, dacă Alina are dreptate și înverșunarea asta a dumneavoastră îmi face Alina, pe el să fie și mai încăpățânat. Despre Valentin și atât. Ce ziceți? Alina să vorbească despre Valentin, să nu-și mai dea părerea. Dar ce v-ați supărat și pe Alina acum? Da, foc, supărată și pe Alina. Sau s-a supărat Valentin? Dacă toată ziua mama Dana, m-am retras cumva, nu mai avem niciun fel de discuții, niciun fel de părere. Ei se ceartă din cauza mea. Și mama Sabrina s-a supărat pe dumneavoastră. Da, păi tocmai astăzi am remarcat și chestia asta și m-a deranjat, adică nu e ok. Cred că și faptul mama Norei. Lângă ele... A, nu mai băgați pe mama. Nu pot. Fiecare vine aici cu familie, cumva, chiar dacă membrii familiei nu sunt aici, uitați, sunt prezenți. Sunteți îngrijorată în legătură cu cei de acasă, că nu foarte, am mai dat niciun semn? Foarte îngrijorată, da. Păi, o să le treacă și lăsă, doar nu o să vă lase pe acolo, pe la poartă. Nu este vorba de asta, că să mă lasă la poartă, dar
mă deranjează chestia că sunt supărați din cauza lui și el continuă să fie încăpățânat și nu o să fie bine și el încă nu conștientizează lucrurile astea. Da, după rău vine bine, cică. Să dea Dumnezeu, să vină și bine. Da, cum aștept, se calmeze apele toată lumea. Știți că sunt foarte multe soacre care nu și-au acceptat nora și până la urmă s-a dovedit că a fost... Deci v-am mai spus odată și mă repet și o să mă repet de câte ori mă veți întreba, această femeie nu are ce căuta în familia noastră. Vă subliniez și vă spun cu mâna pe inimă, nu există niciun 1% măcar. Doamne, dacă ar fi după cum își doresc soacrele. Da, s-a terminat emisiunea de astăzi, doamnelor și domnilor. Noi ne vedem ca de obicei mâine.